planul XY al noului sistem de coordonate utilizator să fie plasat pe suprafața pe care dorim să desenăm sau să așezăm alte obiecte solide. Acest lucru s-ar realiza utilizând una din opțiunile comenzii UCS plasată în 3D Modeling, tabul Home, panelul Coordinates, și anume 3 Points, care ne va ajuta să stabilim o nouă origine. Vom alege Object Snap pe opțiunea Endpoint. O nouă origine, spuneam, în colțul boxului, apoi orientarea axei X, specify point on positive portion of X axis, și de asemenea orientarea axei Y. În acest mod am reorientat planul XY astfel încât să fie plasat pe fața cubului. Și dacă dorim acum să desenăm un cerc pe această față, o putem face pur și simplu lansând comanda Circle și desenând acest cerc aici. Normal că această opțiune este consumatoare de timp. Am văzut-o într-unul din exercițiile anterioare. Ea era utilizată în versiunile mai vechi de AutoCAD când nu aveam decât această posibilitate a reorientării sistemelor de fiecare dată când aveam de desenat pe o suprafață în spațiu. Putem reveni apoi acum la poziția anterioară a sistemului de coordonate, în poziția World, și putem folosi o funcție care este relativ nouă în AutoCAD, funcție care se găsește în bara de stare și se numește Dynamic UCS. Butonul aferent se numește Allow, Disallow Dynamic UCS. Acesta este implicit dezactivat. Dacă îl activăm, vom observa că este foarte, foarte ușor să desenăm sau să modelăm ceva pe o față a unui solid fără a mai reorienta sistemul. Lansăm apoi comanda Circle și ne deplasăm pe fețele boxului. Observăm că în funcție de poziția cursorului, suprafața pe care este plasat acest cursor este pusă în evidență, muchiile de asemenea sunt afișate în mod highlight și de asemenea cursorul este transformat astfel încât axele X și Y să fie plasate pe suprafața respectivă. Nu avem decât să specificăm undeva centrul cercului și să observăm desenarea acestuia pe suprafața pe care am dorit-o. Lansăm din nou comanda Circle și ne apropiem de suprafața din dreapta, verticală. Observăm că se întâmplă același lucru, cursorul își, sistemul de axe se reorientează, axa X roșie, axa Y de culoare verde sunt plasate pe fața respectivă, axa Z de culoare albastră este perpendiculară pe fața aleasă. La fel putem utiliza orice altă comandă AutoCAD de desenare 2D sau de modelare. Spre exemplu, dacă dorim să modelăm un cilindru a cărui bază este pe una din fețele boxului, putem face acest lucru de asemenea cu funcția Dynamic UCS. Și de asemenea putem aplica orice altă comandă, spre exemplu piramid, dacă dorim să desenăm o piramidă
cu baza pe suprafața laterală din partea dreaptă.